Victorie 3 penaltiuri, cum a fost? Da, într-adevăr, o victorie din 3 penaltiuri. E prima dată când mi se întâmplă. Nu, a fost un test util. Suntem în perioada de acumulări, nu avem încă prospețime, dar mă bucură că am reușit să avem din nou posesie, să ne creăm oportunități. Chiar dacă am marcat din penalti, asta spune că am supus adversarul la presiune. Sunt și lucruri care mă nemulțumesc. E bine că avem aceste jocuri. E bine că putem să vedem unde trebuie să lucrăm mai mult și până la startul sezonului să eliminăm aceste nesincronizări din defensiva noastră. Am văzut și astăzi mai mulți tineri pe care i-ai introdus pe parcursul jocului. E posibil să mai aibă loc modificări în lot? E posibil, până va începe campionatul, mai este o lună, cred eu, cred că pe 3 septembrie vom începe. Așa că s-ar putea să mai apară modificări. Îmi doresc să mai aduc 1-2 jucători pe experiență, îmi doresc să mai aduc și jucători tineri care să creeze concurență, pentru că asta este regula, trebuie să jucăm cu 3 jucători sub 19 ani și e important să creăm o concurență, pentru că numai concurența îi va face să crească. Eu sunt adeptul jucătorilor tineri, le dau încredere, au toată susținerea mea și sper să nu mă dezamăgească. Urmează o nouă perioadă dificilă, cantonamentul. Da, într-adevăr, urmează cantonamentul. E clar, băieții știu ce ne așteaptă, o să mergem să muncim, să facem lucruri bune, iar la startul sezonului să fim o echipă proaspătă, o echipă care să poată să alerge, să supună adversarul în permanență, în pressing, pentru că îmi doresc să am o echipă care să recupereze mingea sus, să nu-și lase adversarul să joace. Au fost deja 3 amicale, câte vor mai fi? Da, e clar că pe durata cantonamentului vor mai fi 2 jocuri amicale. Va urma jocul de cupă și să vedem în funcție de când se va decide startul sezonului, atunci poate vom mai lua un joc amical cu o săptămână înainte de începere. Cine îți dorești în cupă? Acum îmi doresc să nu fie deplasare lungă, să fim aproape, să fie un joc frumos și cine e mai bun să câștige. Au succes!